Consiliul directorilor executive al Băncii Mondiale a aprobat o finanțare de 15 milioane de dolari americani oferită Republicii Moldova pentru a treia finanțare adițională în cadrul proiectului Agricultura Competitivă în Moldova. Banii sunt destinați pentru modernizarea sistemului de siguranță alimentară al Republicii prin crearea unui sistem exhaustiv conform standardelor UE de management al subproduselor de origine animală nedestinate producției de alimente. Suplimentar beneficiilor economice și comerciale care sunt esențiale în contextul crizei determinate de COVID-19, abordarea subiectului restant de eliminare sigură a subproduselor de origine animală va genera multiple beneficii conexe pentru mediul ambian și sănătatea publică, sporind rezistența Republicii Moldova la focare epidemiologice de toxe, infecții alimentare pe viitor, se arată în comunicatul reprezentanții băncii mondiale în Republica Moldova. Amintim că de la momentul aderării țării noastre la Banca Mondială în 1992, peste 1,3 miliarde de dolari americani au fost alocate pentru mai mult de 60 de proiecte implementate în Republică, care vizează reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea modernizarea serviciilor guvernamentale, administrarea fiscală, înregistrarea proprietății funciare, educația, sectorul drumurilor, sănătatea și domeniul social, inclusiv răspunsul de urgență la COVID-19, agricultură și sectorul energetic.